Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește ardei umplut de regim. Deci este o rețetă simplă, specială, în varianta mea. O să vă arăt, se poate face și ardei umplut de regim. Haideți să vedeți ingredientele. După cum vedeți, am pregătit pe masă tot ce avem nevoie și anume, o să facem ardei umplut cu carne de curcan. Avem aici carne de curcan măcinat, jumătate de kilogram. Avem aici 150 de grame de orez, avem o linguriță de boia dulce, mărar tocat, bulion de roșii, sare, piper, avem ardei pentru umplut, avem și verzi și roșii și avem 3 ceapă mici și o legătură de ceapă verde. Deci de atât avem nevoie să facem ardei umplut. Bineînțeles, să vă spun de înainte, nu o să fie nimic prăjit, de aia este de regim. Nu o să vină făcut în ulei, nu o să avem un gram de ulei, nu o să avem nimic prăjit. Deci asta o să vedeți cum vi-l prepar, cum o să fac, cum o să fie de cei de regim. Avem mult de lucru, deci o să fie cea mai scurtă, cea mai simplă rețetă de ardei umplut. O să vedeți. Deci eu, după cum se vede, e pregătită absolut tot, curățat, spălat, n-am mult de tocat. Avem aici 3 ceapă mai micuță, care le tocăm foarte mărunt. Atâta o să avem de tocat și verdeața, rest nimic. Deci nu o să vă țin mult cu tocatul, nu o să facem mare lucru, că tot e pregătit, decât vă arăt cum să face și o punem la fiert și rețeta imediat este gata. Deci curățați 3 cepe, dacă vi se pare prea mult, curățați numai 2. Mie îmi place foarte mult ceapa și știți că eu totdeauna folosesc. Uitați-vă aici, care este tăiată. Voi dacă vreți puteți să tăiați și mai măruntă. Bună ziua, vă salut și eu. Ce faceți? Cum sunteți? După cum vedeți, astăzi am ales să facem o rețetă, mă scuzați, o rețetă mai dietetică de ardei umplut. Se pot face și ardei umplut într-o variantă mai sănătoasă, dar în același timp la fel de gustoasă, credeți-mă. De aceea vă invităm cu mare drag să încercați și rețeta aceasta, și această variantă simplă, gustoasă și mai sănătoasă. Da, știți că carnea de curcan nu este gras și este foarte gustoasă, așa că dacă nu prăjiți ceapa, nu puneți untură, nu puneți foarte multe grăsime și carne grasă, e dietetică. Așa că carnea de curcan n-are cum să vă facă rău, n-are ce să vă facă. Nu are colesterol. Da. Deci ceapa am tocat-o, o lăsăm aici deoparte, luăm ceapa verde care avem aici, am spălat-o. Codițele și... de ceapă da. Verde. Mai avem deci doar codițele. Spălată, acum o tocăm și asta foarte bine. Ceapa verde este opțională. Dacă aveți și doriți, o puneți. Dacă nu, nu. Da, dar să știți că dă un gust foarte bun la mâncare. Chiar se simte. Deci e mai gustoasă cu ceapă verde. Mai ales codițele aia, că aici e tot gustul. Uitați-vă aici, repede ne mișcăm noi. Să vă arăt. Am aici un bol curat, unde noi o să punem ceapa tocată, o tragem tot în bol, așa. Am pus carnea tocată, vedeți? Aici avem orezul. Avem spălat, eu le-am spălat, mai are puțin apă. O să le scurg așa de apă, vedeți? Cam cât orez, pui, 150.
la 500 de carne. Voi, dacă vă place cu mai multe oreți, puneți mai mult. Dacă nu, puneți mai puțin. Asta depinde cum vă place vouă. Na, am străcurat-o. Uitați cât apă a rămas. Așa. Deci am pus și orezul. Punem și boiaua. Deci punem ceapa, carnea, orezul. Acum punem condimentele. Am pus boiaua. Uitați, punem... Ăsta este mărar măcinat, uscat. N-am proaspăt, dar putem să punem și din asta uscat, că n-are nimic. Uitați, avem piper din asta tricolor, care e foarte bun și puternic. Nu pun foarte mult, că știți că Mihai n-are voie să mânce foarte piperat, puțin. Și punem sare. Am sare din asta de... Himalaya. Da, asta punem... Am o linguriță de sare. Da. Sare, piper. Bine, asta o faceți voi după, dacă faceți cumva rețeta asta. Condimentele puneți după gustul dumneavoastră. Gustați și dacă vă place, mai puneți, mai luați. Eu o fac după gustul meu. Degeaba spun eu, puneți atâta, dacă vouă nu vă place sau mie îmi place altfel. Și acum uitați-vă aici. Nu punem ulei, nu punem untură, nu călim, nu nimic. Acum amestecăm foarte bine, foarte bine. Să se amestecă cu condimentele, cu ceapa, cu tot ce e aici. Trebuie amestecat foarte bine. Și după ce am amestecat, gustăm dacă e bine gustul sau nu e bine. Mai trebuie ceva, nu trebuie. Destul de sărat. Noi nu facem foarte sărat, v-am spus. Și atunci o să umplem ardei. Care ardei deja... Vedeți foarte bine, este pregătit, spălat, uitați, scoți cotorul, le-am scos, le-am spălat și la aștia. Și numai le umplem, luăm o linguriță și le umplem cu lingurița. Eu așa le umplu, nu cu mâna. Eu îl țac, o să vedeți imediat, numai să o amestec foarte bine și mai gustăm o dată, să vedem dacă mai lipsește ceva. Uitați ce bine arată compoziția, da, vedeți? Nu trebuie nea absolut nimic. Așa, o să gust și iau o linguriță ca să le umplem. Am gustat, nu prea îmi place gustul. Vreau să spun că punem o lingură de tomate, așa, în compoziție. O să mai punem și la fiert. Și uitați, eu am un condiment din asta, asta dacă vreți, numai puteți să puneți, care se numește cele 7 condimente. Un condiment arabesc cu gust mai aparte, mie îmi place, eu pun un pic. Voi dacă vreți puneți, dacă nu, nu puneți, eu pun. Deci îi mai pun, uitați așa, jumătate de linguriță de condiment din asta, care punem peste, o linguriță de bulion și mai amestecăm. Uitați, amestecăm foarte bine să ajungă peste tot condimentul ăsta. Este un condiment foarte bun, cu gust aparte. Să vedem acum cum e la gust. Că mi se părea că mai lipsește ceva. Bineînțeles, acum este de regim, nu este din aia obișnuită, prăjită, foarte bine condimentată, unsă. Na, cum să fac ardei umpluți de obicei. Știți că la ardei și la sarmale se călește ceapa. Untură, în ulei, la asta nu s-o călește. Nu toată lumea călește. Acum, uitați ce bine se leagă carnea și am amestecat foarte bine, are o culoare bună și acum eu zic că, hai să vedem. Să simte condimentul. Putem să umplem ardeii. Luăm așa cu lingurița. Uitați așa. Și băgăm în ea. Eu nu umplu cu mâna. Mie îmi place să pun așa cu lingurița. Dacă ați văzut și sarmalele, eu nu le umplu în mână să-mi curgă să asta. Eu le umplu pe tocător. Uitați.
uitați ce bine se umplă. Și lingurița asta este mică, numai bine intră în ea și poți să apeși cât vrei să fie foarte bine înghesat. Dar nu e bine să unghezi foarte tare, fiindcă orezul știți că se umflă și atunci nu are loc, nu poate să fiarbă și fierbe mai greu. Asta poți să o iei, nu-ți mai trebuie, nu? Nu mă deranja, dar dacă pe tine te deranjează, ai lăsat pe margine acum. Nu. Și acum, bine, nu rămâne decât să umplem ardei toată compoziția și după ce s-a umplut, bineînțeles, o să punem într-o oală cu bulionul, cu apă completat și punem în ea, dacă e nevoie, un picuț de sare, dacă e nevoie, și punem la fiert. Și lăsăm o oră, o oră și ceva să fiarbă la foc, încet, încet, încet. Și când este gata, o să venim cu rezultatul. Scrieți-ne în comentarii ca de fiecare dată părerea dumneavoastră. Spuneți-ne dacă ați mai făcut ardei umplut cu carne de curcan. Dacă vă place, dacă nu ați făcut, vă invităm încă o dată să încercați această variantă. După cum am zis, o să încercăm să venim cu rețete cât mai ușoare, acum nu neapărat la super mega regim, dar un pic mai sănătoase. Încercăm să reducem prăjeala cât se poate. Exact, încercăm făina. Să reducem, da, un pic un grăsimea. Cât se poate, acum nu definitiv, cât se poate, cât e un pic, cât e un pic. Da, știți cum e. Oricum, aceasta este o variantă mai sănătoasă a ardeiurilor umpluți, pe care vă invităm să o încercați și vă asigurăm că este una foarte gustoasă. Mai ales dacă vă place carnea de curcan, de ce nu? Avem o musculiță pe aici care ne deranjează, e doar una singură, dar își cam face de cap. Deja apar. Încă nu avem, dar deja vin. Vine căldura și vin și ei, normal. Da. De asemenea, vă mulțumim pentru toate comentariile voastre, pentru încurajări. Vedeți ce fain se umple. Și uitați, deja trei albe. Așa am avut eu, am avut trei albi și restul roșu. Știți că am luat ardei roșu. Dar am zis că dacă am asta albe, că mai mari, intră mai mult în ea, să le fac și pe asta. Și restul, bineînțeles, uitați ce faine sunt ăștia roșii, mari, lunguieți, foarte... Sunt micuțe, înguste, dar sunt lungi. Nu știu. Eu, sincer, le-aș mânca pe astea așa, la salată, mai degrabă, că astea roșii sunt faine. Da, dulce. Da, nu, dacă mama vrea așa să le facă umpluți, să le facă. Păi am zis că dacă am luat carnea, nu, acum nu pot să le fac chiftele, să le prăjesc. Am zis că, nu, ce să facem cu ea, hai să facem... Inițial a vrut să facă mama supă de perișoare, dar eu nu prea mănânc perișoare, Miriam iarăși, și atunci și-a adus aminte că are ardei și am zis hai să facem ardei umpluți mai de dietă. Așa că asta am făcut. Da, uitați ce fain să umplă ardei, deja e gata. Vedeți că se poate fără să... Uitați ce fain se face cu lingura. Uitați-vă aici. Ei, umplută, e fain. Și imediat suntem gata. Tot așa continuăm până vom umple toți ardei. Și apoi revenim. Băgăm un pic în făină ca să nu iasă și, bineînțeles, le punem în oală. Uitați așa. Un pic. Le clădim. Am pregătit o oală, punem un capac de făină și punem ardei în oală. Simplu, foarte simplu. Acum o să punem bulionul și apa peste. Deci o să ducă apă și bulion. Și o să umplem și o să pun pe foc și vă arăt. Deci am golit bulionul, am pus apă, bineînțeles n-am avut-o plin, cam jumate. O să mai pun vă două roșii tăiată peste, dar asta după ce o fer de două jumate. Două foi de dafin. Da, și asta este ardei noștri. Și lăsăm să fiarbă sub capac, la foc încet, pentru aproximativ o oră. Revenim când sunt fierți.
Dragii mei, ardeii noștri de regim, eu numesc de regim, fiindcă n-are ulei, n-are grăsime, este gata, așa arată, are un gust foarte bun, să știți, sosul, uitați ce gros a scăzut, de s-a îngroșat, n-am pus nimic, nu am îngroșat-o cu făină, cu nimic, deci așa a scăzut, de așa s-a făcut, e foarte bun. E minunat, la gust, arată bine, gustul e bun, e fiert, că am gustat. Încercați și dumneavoastră să vedeți cât e de bună. Așa că nu rămâne decât să vă invit la masă. Așa că, dragii mei, vă invit la masă să mâncați cu noi și voi să vedeți cât e de bun și să încercați și voi rețeta să vedeți ce gustoasă este. Așa că vă doresc poftă bună și vă spun la revedere. Pupici! Vă mulțumim! La revedere! Încercați rețeta noastră de ardei, este delicioasă! Haideți la ardei umpluți!